Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA San Andreas. Ultima oară i-am adus pe clanul Pastramă aici la garaj și ne-am făcut un garaj. Acum merge să luăm niște haine frumoase de la... asta pentru că deja mai eu deja devine prea... nu știu, prea uzat în jocul ăsta, sincer să fiu. Adică n-am nimic cu Sara cu Sigi, că poartă exact ce i-a pus boura de care a făcut Sevgimu. Da, v-am zis ce am făcut data trecută, nu mai trebuie să vă mai zic acum. Habara, nu știu ce dracu are mort acum batul ăla de s-aude așa ca dracu. Adică ba mă aud, ba s-aude jocul, ba mă aud eu încet, ca o voce robotică, pe bune, habara ce să-i fac. Sincer să fiu. Și eu ca bă, ăsta CG ca bou, nu știu să... Mă rog, nu poate. De putut... De făcut, el face că îi spun eu, ce case, ce chinezării. Asta le găsesc la obor, mă. Pune draga, stai că... Bă, dar și ăștia cu bărere, bă, magazinul la dracu în practic a făcut. Să-mi trea palme în ei de... Dragonul. Ce... Bă, ești nebun? What the fuck? Asta seamănă, fără supărare, dar seamănă asta puțin cu Isus Hristos. Nu știu de ce, dar seamănă. Acum parcă vezi că mi se arde calculatorul. Hai, ce ai zis? Sunt burba. Hei, hai. Hei, Gagico, vrei să mergem la un restaurant de seară? Plătesc eu. A, nu vrei? Nu știi ce ai pierdut. Willy Lopez. Ia. Tricouri. Ia. Bâlc, bâlci, ia te și... Oh, ce dracu de haină e asta, mă, puloverul ăsta. Nu-l iau, frate, mă fac de rușine. Nu-l iau pe ăsta, dă-te dracu. Base 5 ea. Oh, bun, cel și ăsta. Pantaloni. Ar fi mai degrabă un black, ar fi ăsta. Ne mutăm și cu un grey shorts. A, nu, asta e pantaloni scurți. A, să hai, lasă așa. Bă, vreau neapărat să schimb asta, freză care ca un... ca un fund. Bă, frate, te știu ce... Bă, frate, dar freză, bă, dar tu ne-a făcut ăsta, bă, să-mi bat piciu... Ia, mă, mai tai direct cu... Deci să-mi bat piciu cine a făcut căcatul ăsta de... Save game, îl iau un... Îl învăc ca pe... Mă rog. Acum, fi de acum, ce... Unde mai... Uite o frizerie, avem nevoie de o frizerie, de o tunsoare nouă. Peste câteva episoade o să mai... De fapt, ce câteva două episoade, nu mai avem... Noi două episoade de pus. Hai, pai, ce aici, ia. Gaze, glasses. Păi că asta sunt imagini din lumea reală, dar... Nu mai editate, cred, că par prea, nu știu, prea... realistice, într-un fel. Mă rog, să mi se... Și parcă tot timpul când intrați într-o cameră, nu vi se pare cumva că parcă inspiră unul și expiră? Nu știu, așa, nu așa mi se pare. Am avut și nu soare, frate. Ne potrivim. Da, stai să-mi cască părul acum. Dar ciudat, adică cum îi fac ei așa de repede? Mă rog. La cât ce păr are CJ? Știi, din păr scurt îl face păr lung. Păr lung. Știi, nu, chiar nu știu cum face asta, dar mă rog. Sau din păr scurt îl face așa. Mă rog. Habar n-am. Și când ne spune să mergem la zero, dar ce că ei nu mai e mișine de aia, secundă, dacă vrei să o facem, dar dacă nu, nu. Aia, cred că nu vreau, nu vreau. Sau dacă e neapărat nevoie, o face și pe aia. Dar eu sper că nu. Nu fac asta. Bă, frate, dar ce construcții, bă. Hai, mă. Bagă roșu. LOL, era și pe dacă stătea în picioare, era... O, câte arme. Dar eu nu o să le fost în pastă numai. Is
fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the financial. Oh, for sure. Așa, hai să vedem. Ci că... A, asta știu, e foarte scurtă și foarte ușoară. Deci trebuie să mergem la un hot, la un fel de hotel, să așteptăm să ne îmbrăcăm într-un costum de valet și să așteptăm o mașină să-l prinde, să-l pune în capăt DA. Mă rog, a pus și ăsta, cum ne-a bar cheamă, Blood Gamer, Vlad, s-a pus și ăsta un titlu, a pus numele misiunii, nu ci jocul GTA San Andreas, s-a pus 55, noi ajutăm, frate, nici dacă găseai, nici dacă puneai, stai, uite, zip, stai. Vreau să văd ceva dacă găsim, dar nu cred că găsim aici. Vreau să văd dacă pot să găsesc un costum de gangster acum, dar nu cred că în zip se găsește. Eu ăla nu, da, am pus pare că nu se găsește aici, nu, nu magazinul ăsta, nu știu, dar nu știu unde, trebuie să iau toate magazinele la rând. Că toate sunt la fel, nu sunt numerotate sau cu nume sau așa și... Mă avem și pe aici, dar mă rog, nu... După misiune mai căutăm. A spus asta... Lor, păi adică cum? Adică chiar n-am înțeles, adică ți-a mașina, dar și te-o parchează, dar ce nu poți să... Mă rog, n-am înțeles. Bă, nu mă vezi cum am văzut de tine? Aoleu, bă, mă, dar prost vale tot să-ți întreabă palme. Deci nu știu... Deci sunt proști ăștia din seama, deci pe bun, adică nu se bagă deloc. De ce mă băgam întâi, acum eram deja, tăiam de cap misiunea asta, deci direct. Caterinca. Vedeți că dacă închid pur și simplu după misiunea asta sau în timpul misiunii, înseamnă că a intrat ceva la mine cameră sau, mă rog. Dar nu cred că stă 5 ani. Ia vin, ia vin, ia bă, ia vin cu mă. Nu fugi, tu ia vină mă, tu-s gâtul tău de șarlatan idiot. Au. Lol. Am luat și, ți-am luat și banii. Mă rog, șpaga pe care ți-a luat ăștia. Oh my god. De ce te neapărat să fii chiar așa, nu înțeleg? Adică... Tot timpul, marea majoritatea filmelor trebuie să aibă ceva, un omor de ăsta prostesc. Adică... Totul, să ai niște chilos cu verzi și după asta te aștept să fie amuzat, mi se pare chiar o glumă sadică. Sadică, nu sadică, o glumă de-asta, chiar cele mai proaste, adică, mă rog, nu-i vă rostul glume. Deci pe bu... Ei, unul de culoare, bă, ce știți voi? Sunt cel mai mare tipul de la DA, conducem Mercedes AMG. Reține, da, bă, că nu-s prost. Așa că niciunul nu-i pe mine. A, mă, acum, frate, nu poți să fii... Să le faci pe toate, de unul singur. Adică totuși, cine mi-a dat telefon, cine este DA, nu înțeleg. Da, nu la, că uite. Bă, sincer, cu planul cum se... scuze. Opa, scuze, iartă-mă, iartă-mă. Nu mi-e exact asta, ca... Că... Hoi-o, 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 hai-a, hai-o, uia, ua, pama. Trebuie să aștept acum după un Mercedes și să iau eu. Deci s-ar putea ca cineva să vină după asta sau... A, ia-l. Ăsta e arab, ăsta e Bin Laden. A, mă, fugi, că după aia... Cred că vine a mea. Aici sunt sigur că vine a mea. Și la victim... Da, mă, frate. Da, mă, frate, că dacă mă duc 2 metri mai în față... Nu mă recunoaște la, cred că... Da, uite că și vine ăla. Mamă, dar cum merge ăsta, știi, până în capăt? Take the car. Take the car.
Opa, avem timp de 2 minute. Și să nu facem zob. Asta e toată faza, să nu o facem zob. Să nu o facem zob. Asta Vlad a făcut misiunea asta. Avem aici, trebuie să avem mare, foarte mare grijă, pentru că așa trebuie să ne folosim skill-urile de condus, pentru că nu trebuie să bușim nici mașina, nici un fir, deci nici tabla, nici nimic. Tot exact cum am luat-o. Asta e partea grea. Și nu bag ci de viața asta așa, pentru că mi se pare o tâmpenie. Să bag, am zis, seria asta va fi făcută legit. Și legit va fi. Fără niciun fel de excepție. Bine, bine, în cazul care e imposibil, dar... Însă n-am dat, credeți-mă că nu o să misiuni imposibile. Nici chiar nici în Vice City, adică... N-are, într-adevăr, n-are... n-are acel tip de stealth, de cover. Pentru că ar trebui să aibă un... Mă rog, cover-ul... Mă rog, nu prea e cine știe ce în jocul ăsta, dar... Eu ar trebui să refac seria de Mafia 2. Mă rog, am trebuit să fac, adică să aștept... Adică să fac, să le refac. Mă rog, voi uitați la asta noi, dacă... De ce fac? De ce? Pentru că... Mafia 2 a mai făcut, dar s-a auzit extrem de slab, adică... Nu mai băzit, deci un băzit infernal și am zis, decât să fie o porcărie lăsată acolo. Să nu se uită nimeni, mai bine iau o dată care se aude bine. Și îmi pare pentru data trecută, pentru că, nu s-a văzut ăla lat așa, am avut niște chestii tehnice la el și n-am, mă scuzați în primul rând, când n-am avut atâta vizualizare, pentru că de am fost eu un mare fegă și n-am pus ca lumea ăla. Ia, yeah. Ia. Hello? This wee tip? I seen something highly suspicious you should come check out. Yeah. Police! Don't move! Mom! Mom, what the? You fucking with here? I'll have your badge, you moron! Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Da, bă, dar totuși ăștia, adică pe bun, adică vii în fața ăluia, la menți cu pistolul. Ce dracu, adică asta e, nu știu, ciudat. Adică sincer, nici în România nu vezi așa ceva. Adică pe bune, să lii. Oricum, sincer să fiu, nu cred că l-ar arestau direct, pentru că de au nevoie de amprente, logica, totuși. Înțelegi? Au nevoie de dovezi, poate. Omul ăla, poate i-a fost făcut o scenare. Se poate întâmpla așa, asta trebuie să fie luat în calcul, dar... Bă, la ce, frate, e joc. Adică, mă, orice, în lumea jocului lor, orice posibil. Hai să mai vedem și partea... Sincer, misiunile lui Zero sunt cele mai handicapate pentru copii mici. Adică... Frate, sunt de gen cu elicoptere, cu de-asta, adică, nu știu, e enervant. Bă, numai bicicliști aici, bă, frate, n-aveți voi bani de o motoret, nimica. Nu, adică, pe bune, nu știu. Deci, pe ăla, mă, cu burta aia. Aia, pe așa ajungem în Paștele Măsii, n-ajungem la timp, ce dracu. Ia vină cu aia. Am nevoie de mașina ta, frate. Micaro! Băi, deci, în primul rând, băi, deci, hai să întâlnim la CG. Stai că eu mă uitam după ăla, după punctul ăla roșu, stai să scot așa. Ce dracu are, mă, așa? Nu care un bug ăsta de San Andreas, adică când intru pe My Menu, are faze când, uite, acum dau cu mouse-ul, da? Cu toată nu merge mouse-ul, să-l fac și fac din tastatură. Da, nu știu, trebuie să pun din rana asta administrator, se mai face crash, nu știu, de la Windows sau... Mă rog, se pare că Windows-ul și cu XP-ul, bine, la XP nu cred că aveți probleme că de San Andreas, da? Zic ca cei care aveți Windows 7 să tot să puneți la Windows, la
rana asta de administrator, că vă ajută, pe bune, chiar vă ajută, adică mi s-a întâmplat să nu pornească un joc și am mers cu rana administrator o vreme și după aia am mers singur, ciudat. Adică, de vezi, domnule, a fost un fel de medicament. Hai să vedem acum la demolarea. Hey, homies! What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Bă, da, știu, ăștia boss-ul ăla de... Mamă, mamă. Da, 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 știu, știu, știu. Am zis că nu ele iau, da, mă rog, în fine, n-am nevoie de ele. Deci am nevoie de... Asta, bă, ce ai zis, mă, de sora mea, mă? Aoleu. LOL. Aoleu, fuck. E tot câta banul, bă, vă fur banii. Ha, mă, crăpați așa, au murit. Hai, urcă. Nu știu, dar tot timpul... Tot timpul am impresia că zic toate chestia asta cum ar fi o întârziere a videoclipului, dar nu, e făcut ca lumea, deci nu, deci fără delay sau așa. Delay-ul sunt de la chestii în care video merge mai repede și vocea merge mai înapoi, știți asta, dar e nervant. Adică pe bune, să vezi un delay de ăsta care se, nu știu, pana mea, care se... Adică nu știu, sunt niște clipuri care chiar nu, adică frate, dacă vrei să faci ceva sau să filmezi ceva, frate, faci ca lumea, nu bătai de joc și nici scârbă. Dacă măcar faci ceva de calitate, mai bine stai dracu acasă și nu mai faci. Că eram odată mai de mult, mă uitam la niște desene animate și mai de mult, acum câțiva ani. Nu știu, și era un site ăsta șmeche, știi? Și când am văzut site-ul ăla, mamă, era, cum să spun, era fericire mare pentru mine, știți? Și văzut câteva episoade care nici măcar nu erau sincronizate bine. Și am zis, bă, i-am trimis mesajul ăla de pe internet să vadă, noroc că aveam și contacte, că de, spuneau că ea n-au ce să mai facă, că nu știu ce, pe bă, frate. Deci, fratele meu. Deci când înregistrezi un clip și îl pui pe net. Băi, asta e bubuie sau mi se pare mie? A, nu mi se pare. Deci când pui un clip pe net sau când faci un clip, nu te uiți mai întâi la el, vezi dacă e și bine. What? Aoleu. Așa. Așa, deci când pui un clip pe net, trebuie să te uiți la el dacă a ieșit bine, adică, frate, nu pui clipul doar de dragul să pui ca să-ți iasă știi un ban. Nu știu, frate, îl pui dacă iese ca lumea, nu? Oh, da! Oh, my God! Cazi! Cază-n WC-ul! Așa, cază-n WC-ul! Bă, te pui cu sora mea, mă, bă, și cine sunt eu, mă? Sunt neafane pârghie. Sunt eu. Pârghie. Sau cum se zice? Pârghie. Vezi să faci... Ca, o să treci ca șubulanii toată viața. Plin de căcat și miroșind apișat. Ha! Tarampabam! Mama, dar cum turna asta, ia. Toarnă cimentul! Hei, sper că te simți bine acolo. Așa, bun, lume. Cam asta tot video, tot episodul. Nu uitați să abonați, dați like, coment, mai ales vă rog frumos, lăsați comentarii cât mai multe, lăsați un coment. Și ca să nu știți voi că sunt bulangiu, o să răspund la acest telefon. Yo, man! It's Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there, dude, when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man?
Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Da, tipule, da, în fine. De parcă sunt eu șofer number one. Uitați, o armă secretă. Și, două arme secrete aici ascunse. Dar nu, asta chiar nu iau. Până la asta tot episodul, nu uitați să abonați. Deci vă rog foarte mult, lăsați comentarii în clipul. Deci vă rog frumos, lăsați comentarii. Grăsime zero, mă bucur. Musculatură, bă, trebuie să, da. Referitora de ce am trainerul ăsta activat. Pe din două motive am. V-am spus că jocul are niște glitch-uri, bug-uri are. Și eu când îl joc pe normal, adică pe asta, mi merge, adică mi iese din joc. Adică mi face crash. Pur și simplu, mi iese din joc, face crash. Și am început să dau pe runa sanitator cu trainerul ăsta, știți? Acum o să încerc dacă pot face asta și cu ăla fără trainer. Bun, asta o singură fază. A doua, în caz că e neapărat nevoie, o misiune mai mare și am nevoie, că sincer nu cred că vrei să vedeți o misiune de două ori în același clip, cred. Așa. Și, deci v-am zis, eu doar îl las, nu-l folosesc. V-am zis, asta cu bicicleta, sincer, nu conduc bicicleta aici, de sincer să fiu, nu conduc biciclete, eu conduc motoarele și mașini. Deci, cu alte cuvinte, n-aveți ce să vă faceți, de seria, nu-i cuțituri, nu bag ci de par de viață, de mașini, de pana mea, că treia de, normal, la o misiune îți mai trebuie câte o mașină, dar bine am zis, hai să fac totul legit, pentru că, de, toată lumea o face fără coduri, fără cheats și am zis, hai să fac și eu ca lumea, frate, pentru că eu pot și, da, hai să nu mai lungesc asta și o să vă spun, la revedere!